Bucurie de nedescris la Timișoara după calificarea României în optimile de finale ale campionatului european. În calea șagului, sute de timișoreni îmbrăcați în tricoul echipei naționale au vizionat pe un ecran imens meciul și au trecut de la agonie la extaz. Momentul egalării după penaltiul executat de Răzvan Marin i-a descătușat. Răzvan Marin! Față-n-față cu golul de 1-1! Slovacia a deschis scorul! Răzvan Marin poate egala! Răzvan Marin! Răzvan Marin! Costel Pantilimon, fostul portar al naționalei, a trăit și el la cote maxime alături de timișoreni în calea șagului calificarea României în optimi. La final nu și-a ascuns bucuria. Bucuros și cumva meritat. Bravo lor, bravo băieților, bravo tuturor. Încă o dată felicitări tuturor care au venit astăzi alături de noi pentru că au creat o atmosferă foarte frumoasă. Și acum avem motive să venim și data viitoare, să vedem în funcție de ce adversar vom întâlni. Dar... Încă o dată, avem o echipă națională care ne-a făcut mândri și suntem fericiți pentru ei. Suntem încrezători, am încredere și eu și cred că toată lumea cumva în momentul de față este încrezătoare în echipa națională. Ne bucurăm pentru ei, ne bucurăm alături de ei și sper să meargă cât mai departe. Urmează meciul cu Olanda din optimi, care va avea loc marți de la ora 19 și îi va scoate din nou pe timișoreni afară din casă pentru a vibra la unison cu naționala.